Salut! Am ieșit la o nouă partidă de pescuit, tot pe râul Argeș, ca de obicei, doar că de data aceasta voi căuta noi locuri de pescuit. Voi căuta în mod special Cleanul, voi da pe rotative și woblere. Să începem să și vedem dacă reușesc să păcălesc ceva. Pentru început am ales să dau cu un microvobler. Cred că aici ar merge de fapt și un jig chiar, doar că ar însemna să dau la shallow sau biban. Am schimbat pe un wobbler care să meargă aproape de substrat, cu toate că apa nu este foarte adâncă, dar așa am șanse să păcălesc și vreun bibănaș. Folosesc un wobbler cu o bătaie destul de puternică și cred că am avut un atac indecis, nu sunt sigur, probabil a fost substratul. Mai mult ca sigur a fost substratul, de obicei sunt două atacuri consecutive. Cu siguranță voi mai reveni aici. Opa, am avut un atac. Da, ziceam că cu siguranță voi mai reveni aici și probabil, de fapt, cred că o să dau pe jig să văd dacă reușesc să păcălesc vreuna shallow sau vreo știucă. Am schimbat până la urmă pe o rotativă. Poate reușesc să am atacuri ceva mai decise. Din păcate, camera nu a vrut să filmeze. Am uitat-o închisă. Am reușit să înțep un clenișor, destul de măricel, frumușel. Și cred că trebuia să fi luat juvelnicul cu mine, va trebui să-l obosesc. Văd că este înțepat destul de bine. Oho, frumos, frumos! Va trebui să scot tenseta pentru că nu îi pot scoate ancora. Și s-a dus și acesta. L-am ratat! Am avut un atac. L-am luat, ho-ho, l-am scăpat și era mare. Mamă, a intrat în burieni, în răgăli. Frate, și era chiar mare ăsta. M-am apropiat totuși destul de mult de locul unde a atacat. Nu știu dacă va mai ataca. L-am scăpat. Iarăși am avut atac. Da, l-am scăpat. Ca aia vreau să zic de fapt. L-am luat. Lolot. Ho-ho, chiar în mal. În buza malului. Încă un clenoc. Atac super pe cinste. Super atac ce am avut, foarte decis a venit, nu asta la discuție, a intrat direct în el, nu avea nicio șansă.
L-am luat. Ha-ha. Cum am venit din mal, de undeva a venit. Un clenuț micuț. Încă un clenuț. L-am luat, l-am luat. Un clenoc. Tot pe wobbler. Da. Voi încerca așa. Și am reușit. Încă un clenoc. Frumușel. Se pare că a pățit ceva la coada, a fost atacat, nu știu. Frumușel va fi eliberat, desigur. Nu mai am mult timp la dispoziție și nici prea multă baterie. Așa că voi mai face câteva aruncări în zonă, după care mă voi întoarce și voi da într-un loc în care am mai dat. Vreau să văd dacă reușesc să păcălez vreun shallow în acea zonă. Ok, prieteni, cam asta a fost partida de astăzi de pescuit. Am reușit să păcălesc câțiva clenuți. Am mai avut încă un clenuț, dar din păcate camera nu mai filma, nu am fost atent. Nu știu ce s-a întâmplat, partea a doua. Eu vă aștept săptămâna viitoare cu un nou clip. Până atunci, salut și fir întins! Paftă!